A fost comandament de iarnă la Ministerul Energiei. Ministrul Sebastian Burtuja a dat asigurări că românii nu vor avea probleme cu energia și căldura în această perioadă geroasă, dar atrage atenția că ar putea exista căderi de curent în zonele unde avem viscol puternic. Să ne asigurăm că nu există probleme cu livrarea de energie electrică și de gaze naturale din perspectiva producătorilor cei mari în zona hidro, în zona de cărbune și bineînțeles că avem și gaze suficiente pentru a le putea livra în Sistemul Național de Transport fără probleme. Rețelele sunt expuse. Noi la Ministerul Energiei am dat drumul la câteva proiecte prin care aceste rețele urmează să fie îngropate practic și nu vom mai avea aceste situații în următorii ani. N-am văzut o statistică oficială europeană cât costă schemele de compensare plafonare. Ce vă pot spune este că dacă în România au venit la decontare undeva la 23 de miliarde de lei, sectorul energetic a contribuit cu peste 40 de miliarde de lei la bugetul de stat.